Bună ziua, domnule primar Claudiu Mihălceanu. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră aici în comuna Giarmata. De mult tot am vrut să vin, dar uite, am ajuns să facem și o emisiune chiar în teren. Cu toate că sunteți cam la finalul mandatului, da, să zic așa, după 4 ani de zile, este și primul mandat în calitate de primar. Au trecut 4 ani și încă proiectele sunt în desfășurare. Au fost multe proiecte care deja le-ați finalizat, foarte multe schimbări am văzut pe această comună legat de partea de marketing. Se vede că sunteți un primar tânăr care are multe idei și perspective, care poate în ceilalți ani, nu neapărat la primăria comunei Giarmata, nu am văzut, și asta ne bucură cumva să vedem primari tineri implicați, care sunt implicați atât în sport, cât și în proiectele mari de infrastructură ale comunei Giarmata, cât și Cernăteaz, pentru că și Cernăteaz este localitatea care este, face parte din UAT-ul comunei Giarmata. Legat unde suntem acum aici. Suntem, discutăm despre proiecte de infrastructură. Suntem într-o zonă în care lucrările sunt chiar în plină desfășurare. Oamenii nu-i deranjăm, de aia ne-am și tras mai pe lateral aici să nu intimidăm în lucru. Domnule primar, ce se întâmplă mai exact aici? Da, aici este în desfășurare, exact cum ai menționat, proiectul pe Anghel Salini. Suntem pe strada Soarelui, unde se introduce o magistrală de apă pentru a alimenta partea de nord a comunei pe viitor. Am trecut de cartierul Motruna, unde s-a introdus rețeaua de canalizare și de apă. Acest proiect este cel mai mare care l-am câștigat din fonduri guvernamentale pe județul Timiș acum 2 ani de zile. Iată că suntem aproape la finalizarea lui. Tot satul Cernăteaz a fost, pe acest proiect a fost introdusă rețeaua de canalizare. Ne bucură faptul că lucrările sunt aproape spre final și sperăm ca în toamnă, cum așteaptă toți oamenii, împreună cu proiectul pe Puin, pe care îl avem și acesta în desfășurare, să dăm drumul la funcționalitate, la rețeaua de canalizare funcțională să o avem în comuna noastră. Oamenii sunt înțelegători, mă gândesc că văd că este spre binele lor. Sunt înțelegători, pe această cale vreau să le mulțumesc. De cele mai multe ori avem dialoguri și, într-adevăr, în unele momente există și nemulțumiri din partea dânșilor pe bună dreptate, pentru că și constructorul în unele momente mai lasă de dorit modul cum reface starea inițială a drumurilor. Chiar și acum, după cum am văzut zilele astea, avem câteva probleme pe care o să le rezolvăm zilele următoare, pentru că în cazul în care va veni ploaie, fiind drumul la nivel de piatră, ar putea cetățenii care circulă pe aceste drumuri să aibă probleme. Cu siguranță în câteva zile o să aducem drumul la o formă în așa fel încât oamenii să circule normal pe drum. Acum este și normal câteodată să fie acești nervi, poate și vii de la o zi de muncă încărcată și vii supărat, mai dai într-o groapă, zice, mă, primarul nu și-a făcut treaba sau putea să facă mai bine. Cert este că problemele poate există în comună, dar primăria face tot posibilul ca să le rezolve și să-i mulțumească pe locuitori. Că bunăstarea, noi tot vorbim de bunăstarea locuitorilor și despre binele oamenilor din comunitatea, acum suntem în Giarmata, să se vadă că se întâmplă ceva. Cred că asta este dorința fiecărui om. Am și ținut foarte mult cu anumite principii, în așa fel încât să facem primele investiții, și investițiile cele mai masive au fost în această infrastructură de edilitare, și aici n-aș vrea să menționez doar rețeaua de apă și de canalizare, inclusiv rețeaua de gaz, în așa fel încât să introducem aceste rețele în tot ce înseamnă cartierele noastre, din Vatra Veche cât și cele extinse, ca ulterior să vină partea care ne bucură cel mai mult, atât pe noi ca primari, că misiunea pare mult mai ușoară când vine vorba de asfaltări, de aceste proprietăți, de șanțuri, de partea de zonă verde, de amenajare, pentru că acolo place și la om, nu e atâta deranj. Acum, ca să fiu sincer, mi-am făcut niște socoteli, aproape 25 de kilometri de drumuri am spart în cei 3 ani pe 3 proiecte cu finanțări guvernamentale și europene, în așa fel încât să acoperim aproximativ 95% din tot ce înseamnă străzile care le avem din Giarmata și Cernăteaz. Practic, la final de an o să avem aproape în totalitate rețea de canalizare și de apă introdusă pe tot ce înseamnă localitatea Giarmata și Cernăteaz. Deci așadar, dragi locuitori ai comunei Giarmata și Cernăteaz, fiți liniștiți că primarul se ocupă de problemele dumneavoastră. Acum, domnule primar, uite, văd aceste case. Poate oamenii de aici sunt supărați că n-au unde să-și parcheze mașinile. Sunt înțelegători? Ați vorbit cu ei? Cu siguranță, da. O să încercăm în așa fel încât la finalul zilei să fie și rețeaua
care au introdus aici această extindere să fie astupată cu pământ, urma să vină și un strat minim de piatră în prima fază, iar luni să vină mașinile de piatră cu grader, în așa fel încât drumul să fie practicabil. Mergem mai departe să discutăm despre proiectele comune. Zone. Continuăm, da. Domnule primar, cu vizita noastră în teren. Acum, eu sunt om de sport, dar văd că problema sau diferența de la sport la politică nu este foarte mare. Acum, cert este că și echipa de fotbal sau echipa de handbal trebuie să câștige, la fel și în politică. Și echipa trebuie să câștige cumva și să respecte promisiunile oamenilor pentru care v-au votat. Suntem acum într-o zonă, o să ne povestiți dumneavoastră exact unde suntem, dar ce văd că este legat de accesul oamenilor unde să intre în casa dânșilor. Văd că refaceți accesul. Aproapețeți, da. Ce se face exact aici? Da, aici este o etapă un pic mai avansată față de cartierul Motruna și strada Soarelui, unde am fost mai devreme. Aici rețelele de canalizare și de apă sunt introduse și vine partea de înfrumusețare de care ziceam, în care facem accesele la proprietăți, în care facem timpanele la podețe și inclusiv șanțurile pentru a controla apele pluviale. După cum vedeți, acum din nou suntem în acțiune în care se asfaltează accesele la proprietăți. Vedem că suntem chiar în plină desfășurare. Uite și oamenii trec pe lângă noi. Sunt mulțumiți că până la urmă văd stratul de asfalt, da? Poate era un inconvenient să te baci cu mașina și să ai probleme la telescoape. Dar acum, uite, domnul primar rezolvă și această problemă. Oameni sunt destul de mulți care cred că se mișcă destul de repede, după cum vedem. Acum nu neapărat că suntem noi aici, dar se întâmplă acum și înainte să venim. Da, acum este în plină acțiune cu strada Regele Carol. Va termina această stradă și va continua pe strada Traian Vuia și pe strada Nicu Moraru, unde acolo se lucrează la partea de accese la proprietăți, se pregătesc pentru asfalt. Cu ocazia asta, cu cele trei străzi menționate, mai rămâne strada Ardealului și strada Soarelui pentru a putea se finaliza acest proiect, un proiect care l-a început anul trecut și undeva la finalul anului acesta ar trebui să fie închis. Sunt convins că pe tot parcursul acestor ani au bătut mulți oameni la ușa dumneavoastră și ce mi-a plăcut, așa ca o paranteză, când ați, de fapt înainte de campania aceasta electorală, ați spus că nu veți răspunde acuzațiilor sau provocărilor din partea celorlalți candidați care și ei vor un loc de primar sau de consilier sau ce pot să atingă ei în această competiție electorală până la urmă, dar ați spus că nu veți răspunde acuzațiilor și până la urmă cred că acesta este modul corect, așa este și la fotbal, prima dată joci după care vorbim. Dacă pe parcursul unei competiții electorale în jur te iei de om și arăți, după aia cum mai poți să stai la masă în funcție de rezultat? Că poate după 9 iunie se face ca la matematică, cum a spus dumneavoastră, se trage linie câte voturi ai luat, cum mai pot să stau eu de vorbă cu dumneavoastră dacă eu în 2 luni de zile numai poate v-am înjurat sau v-am acuzat? Eu cred că cel mai bun răspuns la competitorii mei este să am astfel de acțiuni, să-mi văd de administrație, să văd de ceea ce le-am promis la oameni, pentru că oamenii m-au angajat 4 ani de zile când am pus ștampila, tot ei 9 iunie vor face o nouă angajare, că este pentru mine sau că este un alt competitor, dar trebuie să respectăm decizia pe care o vor face oamenii la vot și cred că nu mai este nevoie să avem acuze când vine vorba de competitori și să ne vedem pur și simplu de fiecare în parte cu campania pe care o are în perioada aceasta. Mergem mai departe, domnul primar, că uite, oamenii se urcă pe noi. Da, lăsăm. Ajuns, domn primar, mai departe, avem ceva de mers, deja sunt trei obiective și acum le-am prins cam pe toate în desfășurare. Aici suntem mai liniștiți, suntem într-un parc, parcul sportivilor, a spus că se numește acest parc. Ce mi-a plăcut din start, am văzut acest fileu, un teren de volei, acum se poate juca și altceva, și badminton și mai multe alte sporturi. Important este activitatea sportivă. Despre aceste proiecte sportive ale tinerilor din comună, cum sunteți de altfel și dumneavoastră, încă tânăr, sunt foarte importante pentru dezvoltarea comunei. Și ce trebuie să facă și tinerii? Că acum toți sunt învățați pe la tablete, pe la telefoane, dar timpul liber trebuie să aibă unde să și-l petreacă. Văd că este o tarla destul de mare în acest parc, încă nu este amenajat, dar suntem, încă nu este dat publicului, dar va urma. Domn primar, ce se întâmplă cu acest parc? Că văd că ați făcut pași. Este un proiect mai de suflet al meu. Acum vreo 4 ani de zile, cu acordul
sau mai bine zis cu ajutorul Consiliului Local, am putut să luăm această zonă verde dintr-un pus. După cum vedeți, se construiesc casele lângă acest parc. L-am luat în patrimoniul nostru, am făcut un proiect, l-am și intitulat Parcul Sportivilor, deoarece sunt foarte multe activități care se pot ține în acest parc. Acum suntem la etapa în care am amenajat tot ce înseamnă zona verde, tot ce înseamnă pomi, sisteme de irigații și structurile pe care vor veni locurile de joacă. Iar în etapa a doua, cred că cu finalizare în vreo 2-3 luni de zile, vom avea tot ce înseamnă dotările parcului și sperăm ca începutul lunii august să ne prindă cu el deschis și tuturor tinerilor și, de ce nu, și oamenilor de vârsta a doua, vârsta a treia, pentru că există și o pistă de alergare, o pistă unde se poate merge. Avem în spate terenul de volei, care putem să-l facem și cu alte activități, de ce nu chiar și de handbal. Ulterior va veni o zonă în care se vor face un parc, un skate park. Avem solicitări de la tineri care le place această activitate. În partea dreapta, după terenul acesta care încă nu a ieșit iarba, pentru că a fost de-abia însămânțat, va veni o zonă pentru biciclete cu trambuline. Deci va fi un parc diversificat în care se vor putea bucura orice categorie de vârstă, de la categoria celor mici până la cei de vârsta a treia, se vor putea bucura de mișcare în acest parc. Domn primar, ați spus un lucru care mi-ați atras cumva atenția acum în câteva secunde. Au fost tineri care v-au solicitat pentru a face unele zone pentru activități, da, sportive? Da, e un moment în mandatul meu care nu o să-l uit, foarte hasliu să spun așa, și în același timp m-a ajuns la suflet. Acum vreo 3 ani de zile erau niște copii de, să spun, aproximativ 10 ani, în jur de vreo 7-8 la număr, stăteau în fața primăriei și mă așteptau. Nu știam că mă așteaptă pe mine. Când au văzut că vin la primărie, domn primar, se poate schimbăm o vorbă cu dumneavoastră, aveau o hârtie A4, era împachetat acolo, ne puteți ajuta, uitați aici ce ne dorim. Și am desfăcut hârtia și scria acolo că își doresc un skate park și erau un număr de vreo 15 copii în care au spus că dacă se poate să avem și noi un skate park la noi în comunitate, pentru că sunt foarte mulți care se bucură de acest sport cu skateboard-uri, cu trotinete. Și na, prima reacție a mea a fost de genul: sigur știu părinții voștri că face astfel de sporturi? Știu, nu e problemă, mai bine să avem noi un loc al nostru unde să ne jucăm, că evităm cât mai mult să ne accidentăm. Și am ținut cont de acest lucru și mai mult ca sigur la anul se vor bucura și ei de zona aceasta. Domnul primar Claudiu Mihălceanu este și un, să zic așa, sportiv, activ încă, face parte și din Naționala Primarilor din România, unde sunt nume sonore, chiar un fost fotbalist, Gabi Mureșan, un fotbalist de echipă națională care face parte din acest lot, Brian Filimon, care este și el vecinul nostru, este, să zicem, în Caraș, dar este mai aproape de Timiș decât de Caraș, așa cum ne place nouă să credem acest lucru. Ei doi fac parte din această națională, mai este și domnul Marcel Popa de la Cărpiniș, pe care l-am văzut și pe dânsul la Naționala Primarilor. Sunt lucruri extra care vin pe lângă această activitate. Domnul primar de la Nischidov, Dan. De la Nischidov, da, uite, l-am uitat. În ultima perioadă ne-am întărit lotul și mă bucură faptul că mi-au venit colegi din Timiș și am avut o prestație, spun eu, meritoare și cu un pic de regret, pentru că în 2022, când am fost în Slovacia, am fost vicecampion european, ne-au bătut în finală echipa gazdă Slovacia. Anul acesta, nu de mult, acum vreo 3 săptămâni, am avut acest campionat european al primarilor la Leipzig, în Germania. Au fost 16 țări. Se pare că n-am scăpat de ghinion, dacă pot să spun așa. Am ajuns din nou în final, am jucat cu Cehia. La fel, în final am pierdut finala, deci suntem deja a doua oară vicecampioni europeni. Dar ne bucură faptul că aceste întâlniri, nu numai prin prisma faptului că facem mișcare și ne vedem mai mulți primari din țară, ajungem să și avem colaborări administrative, să facem schimb de experiențe și, spre surprinderea mea, în mod plăcut, în multe momente am fost ajutat sau am luat lucrurile bune de la ceilalți colegi din țară. Deci pe viitor
ne ambiționăm cât mai tare, în așa fel încât să aducem și în România trofeul de campion european la Național României de Primari. Da, suntem acum pe o fundație, dar acum să înțeleagă și oamenii poate care n-au fost în acest parc, din Cerneteaz, din Gearmata chiar, că nu știu dacă au fost ei toți acum în acest parc, dar uite, la televiziunea nouă au ocazia să vadă și acest parc dacă nu au ajuns încă. Pe aceste fundații văd că sunt bine aici, trasate, dar aici vor veni aceste... Aici aceste... pot să spun, aici vor veni mesele de ping-pong. Mese de ping-pong. În partea aceea unde sunt acele două fundații vor fi terenurile de lap tenis. Deci se va juca și tenis cu piciorul. Foarte, foarte în fain. Zona aceasta unde este, după cum ați o pistă. Da, da, pista aceasta, o, da. Această vișinie cu perimetru în jurul acestei piste va fi terenul de iarbă de fotbal, iar în partea dreaptă se vede așa niște denivelări de pământ undeva în spate. Acolo vor fi zonele în care se vor plimba cu bicicletele pe acele trambuline. Iar ulterior, după acele trambuline, undeva mai în dreapta, unde nu se vede, pentru că suprafața este destul de generoasă, vorbim de aproape 2 hectare, acest parc, va veni... 2 hectare? 2 hectare, da. Va veni o zonă unde se vor face, să spun așa, zonă de fitness, unde vor fi aparatură de fitness. De aia zic că cred că... De fitness care își permite să stea în ploaie, da? Adică... În ploaie, în aer liber... Că plouă, că e vreme frumoasă, cei care doresc. Sunt și... cuprinse toate grupele musculare? Sunt cuprinse toate grupele musculare. Dacă nu sunt acolo la fitness, cu siguranță în alte activități de aici se vor putea antrena mușchii, să spun așa. Am înțeles. Mergem mai departe, că da. Am văzut, vreau ca cei care ne urmăresc în aceste momente să vadă cât mai multe lucruri ce se întâmplă în da, comuna Gearmata. Da, adevărul că și prins o zi de vineri, cu multă, multă acțiune pe raza localității Gearmata și Cerneteaz, dar vreau să spun că toată această perioadă este plină de acțiune și ne continuăm, cum a spus, mersul normal al lucrurilor, făcând administrație, pentru că, înainte de toate, avem nevoie să facem și politică în această campanie electorală, dar cred că cel mai important pentru mine ca primar este să vorbesc prin ceea ce fac. Acum, să nu creadă locuitorii că, uite, primarul nostru, Claudiu Mihălceanu, acum că vin alegerile, face și drege. Nu, el va trebui și după să facă, are foarte bine notat ce va trebui și după ce va ieși încă cu următorul mandat, are planuri și pentru viitor. Mergem mai departe. Suntem la un proiect, văd acum, de ape pluviale, domnule primar, o să vă las pe dumneavoastră să ne explicați mai exact ce se întâmplă aici. Vedem oamenii direct la muncă. Acum am venit chiar vineri, de obicei vinerea toată lumea pleacă mai devreme acasă. Acum nu știu care este politica, noi am anunțat târziu că vom veni, că de obicei oamenii se mai sperie în fața camerei de la vedere. Acum să arătăm că totul e bine și frumos, dar nu este chiar așa. Uitați, vedem toată strada, oamenii sunt în plină desfășurare, nu știm exact firma de construcții care este, nu-i facem publicitate, dar oamenii sunt la lucru. Domnule primar, ce se întâmplă aici? Da, aici este un proiect care mi l-am dorit de ceva timp. Am început anul trecut prin Consiliul Local să facem toate operațiunile și, când spun acest lucru, am cumpărat acest teren ca să facem un drum. Care teren l-ați luat? Acest teren pe care îl vedeți, l-am făcut. Cumpărat de primărie. Este cumpărat de primărie, de la un teren privat, de la un vecin de aici, în vecinătatea... Deci unul singur era sau erau mai mulți? Nu, era unul singur, avea grădină, am cumpărat ca să facem un acces la cartierul Primăverii, cartier care o să mergem ulterior în zona lui să vedeți și acolo ce se lucrează. După cum vedeți aici, acum se pregătește pentru asfalt, se face aceste șanțuri de ape pluviale, se duce până în capăt, în partea din stânga va veni trotuarul, iar ulterior se va face tot ce înseamnă zestrea, în așa fel încât să vină asfaltarea. În vreo lună de zile o să avem și acest drum de legătură care va lega cartierul Primăverii de vatra veche a satului. Da, suntem acum sub un cod galben de vânt, chiar când filmăm această emisiune, dar văd că ne descurcăm, mergem mai departe, domn primar, să mergem vedem ce în cartierul se întâmplă. Primăverii, că este de fel acolo pregătite câteva străzi pentru asfaltare. Zilele următoare vor fi acolo și primele asfaltări din cartierul Primăverii și este un cartier care eu mă mândresc cu el și o să vedeți și dumneavoastră că nu mai există în vestul țării un astfel de cartier, în modul în care toate utilitățile sunt în subteran și așa ar fi trebuit să fie un exemplu de urmat peste tot. Da, haideți să mergem. Într-o continuă alergare în comuna Gearmata,
Am venit într-un cartier care sună frumos, cum am spus de altfel și la acel obiectiv unde ne-am oprit, de am văzut intersecția aceea cu apele pluviale. Suntem în cartierul Primăverii, domnul primar, unde ne-ați adus. Vedem și aici, sunt lucrările în plină desfășurare. Vedem canalizare. Că de obicei un om când își cumpără un teren, primele lucruri, utilități aveți, întreabă totdeauna dacă sunt utilități sau dacă vor fi utilități, sau întreabă la primărie ce se va întâmpla în zona unde el își poate și va construi o casă. Ei bine, vedem încă parcele libere aici în zonă, doar că au și utilități. Au apă, canalizare care urmează să fie funcțională, să funcționeze, și văd oamenii, cum am zis, într-o continuă desfășurare. Sunt la lucru oamenii, este vineri, ora, nu știu exact câtă să mă uit, nu, la ora filmării este 14:38 și oamenii încă sunt la lucru la 3 fără 20, vineri, ca să nu fie discuții că mai sunt unii oameni care sunt din comună, ăștia la ora 11-12 rup ușa și nu mai sunt la lucru. Ei bine, uite, aproape ora 3, vineri, și oamenii sunt la lucru. Domnul primar, este un cartier de suflet, cum a spus dumneavoastră, vă rog. Da, aici este cartierul nostru, intitulat Cartierul Primăverii. Este un cartier al comunei noastre, dat de către primărie în mare parte tuturor celor care au beneficiat pe legea 15, tinerilor până în 35 de ani. Cam tot ce se întâmplă aici, când vine partea de construcții, sunt făcute de acești tineri. Noi am venit cu toate provocările ca să putem să oferim o calitate a vieții cât mai bună în acest cartier. Am băgat toate utilitățile în subteran, de aia ne mândrim cu acest cartier, deci nu avem nimic la vedere, sunt doar stâlpi acestea de iluminat. Aici aveți strada Fragilor, care săptămâna viitoare va fi prima stradă asfaltată din cartier. Prima stradă asfaltată, chiar. Da, și nu este pregătită. Este pregătită toată, împreună cu... Merg eu aici, dar uite, e o stradă pregătită pentru asfaltare, da, aici, așa arată. Aici vreau să menționez accesele la proprietăți și trotuarele sunt făcute din pavaj, sunt făcute gaigăre, apa va fi în subteran, deci șanțurile nu vor fi descoperite, totul este în subteran. Undeva în partea dreaptă nu se mai vede, noi vedem cu la ochiul liber, acolo sunt niște bazine foarte, foarte mari, cu capacitate mare pentru a controla apele pluviale când vor fi ploi sau precipitații abundente. Oamenii de acolo lucrează la borduri pentru a închide trotuarul pe strada Grădinalor. Această stradă va urma și ea la asfaltare în vreo 2 luni de zile. Mai avem strada Castanelor, care este decopertat totul și se lucrează astăzi la primul strat de balastru, ca ulterior să se pregătească totul pentru asfaltare. Iar strada Lacului, care este în jurul grădiniței, și ea va fi asfaltată săptămâna viitoare, cum este această stradă Fragilor. Domnule primar, acum ca și o comparație. Când ați ajuns dumneavoastră primar, acum 4 ani de zile, da, să zic așa, cum era aici? Și cum este astăzi? Da, lucrurile schimbate total. Pentru că când am ajuns primar, încă lucram la rețeaua de canalizare, am dat drumul la iluminatul public, eram în plin șantier, construcțiile nu erau așa multe, deci lucrurile de la an la an arată tot mai bine și schimbările sunt majore. De aia, inclusiv eu locuiesc în acest cartier, deja cei care locuim aici le vedem și simțim aceste lucrări care vin numai și ne ridică calitatea vieții și sunt convins că anul viitor o să continuăm și o să vedeți cartierul cu asfalt în mare parte pe toate străzile și va arăta ca un cartier modern, european, cum de altfel, și nu zic acum într-o doză de subiectivism, cum de altfel nu este văzut în jurul Timișoarei într-o comună periurbană. Am înțeles, acum nu spunem aceste lucruri că dânsul stă aici, n-am venit din prima și stăm numai aici, că dânsul stă aici, să nu credeți că avem vreo înțelegere, să zicem că am venit aici să arăt cât de tare este primarul, dar am venit să arătăm ce se întâmplă mai exact în comuna Giarmata, unde dumneavoastră trăiți aici în Giarmata și vreți să știți poate mai multe de la acest primar Claudiu Mihălceanu, ce va face și ce face chiar în această funcție. Ați văzut când a ajuns el primar cum era situația în comuna Giarmata. După doar 4 ani de zile, chiar la primul mandat, vedeți ce se întâmplă. Acum ce va face el după
ce va fi din nou reales primar. Lucrurile totul... sunt simple. După, până la urmă, trebuie să continuăm proiectele pe care le avem. Unul dintre proiecte este acest proiect care este destul de, de mare când vine vorba de parte financiară, pentru că el este încheiat într-un acord cadru cu firma care a câștigat pe parcursul a 4 ani. El în 2027 ar trebui să fie gata. Sper ca să nu ne prindă 2027 și să-l închidem mai repede. În același timp avem 9 proiecte pe fonduri europene în care am semnat contractele și așteptăm să înceapă lucrările. Unul dintre aceste proiecte deja a început lucrarea chiar de astăzi, o să vă duc acolo. Este vorba de centru de colectare selectivă cu aport voluntar, unde deja oamenii au început să decoperteze și ne bucurăm tot așa spre final de an de acest centru de colectare selectivă cu aport voluntar, unde oameni din Gearmăta și Cernăteascu, domiciliile aici sau cu proprietățile aici, vor putea să vină și să-și aducă acolo toate resturile de gunoaie, nu, bineînțeles, nu cele menajere, în mod gratuit să le aducă acolo să aibă și acest serviciu. UAT-urile din România au două mari probleme, cum de altfel și noi presa știm aceste lucruri și când mai vrem să-i supărăm pe primar, avem de ce să ne luăm în aceste lucruri. Sunt gestionarea deșeurilor și câinii vagabonzi. Să nu mai discutăm de alte lucruri. Domnule primar, în aceste două situații se întâmplă ceva în Comuna Gearmăta? O să mergem la proiectul de care am amintit, în care centrul cu aport voluntar a început practic de astăzi lucrările și vom avea finalizat. Să știți că am avut inclusiv astăzi și ieri acțiuni în colaborare cu Retimul pentru deșeurile voluminoase, în care oameni și cetățenii din Gearmăta și Cernăteascu au venit și au venit într-un număr foarte mare, cu cantități mari, și mă bucură faptul că, să spun așa, sunt educați și înțeleg că aceste acțiuni se fac în anumite perioade ale anului și păstrează aceste resturi de deșeuri și așteaptă momentele astea, pentru că aveam multe probleme în trecut, cum de altfel cred că toate comunele periurbane au, pentru că construcțiile sunt tot mai multe, iar sunt și cetățeni care nu se educați și ne trezim cu multe, multe gunoaie pe câmp. Legat de partea cu câinii fără stăpân, sunt provocări aproape în fiecare zi când vine vorba, pentru că sunt momente când avem liniște și nu avem perioade în care avem probleme cu câini vagabonzi pe teritoriul nostru, dar sunt și momente în care nu știu de unde apar, în haită, crescuți bine, sănătoși, și ne creează probleme. Găsim soluții, ne bucurăm de faptul că sunt iubitori de animale aici la noi în comunitate, sunt ONG-uri care vin în sprijinul nostru ca administrație locală. Chiar și noi am depus un proiect anul trecut prin Consiliul Local, în care am subvenționat tot ce înseamnă parte de microcipare și am avut acțiuni de microcipare în comunitatea noastră pentru a responsabiliza și cetățenii să-și țină câinii în curțile lor. Mai sunt evident probleme, pentru că sunt și cetățeni care nu iau câinii cumva în curțile lor, dar le oferă mâncare în fața caselor lor și în zonele respective trebuie să fim foarte atenți, pentru că cumva sunt încurajați să rămână acolo. Da, exact, câinii sunt acolo și nu avem voie să avem probleme. Doamne ferește, copii mici, să nu ne gândim. Știți cum, animalul este imprevizibil și sperăm ca aceste probleme să fie cât mai puține pe viitor. Și atunci primarul e de vină întotdeauna, nu? Când se întâmplă. Ai menționat de partea de deșeuri, de partea de câini fără stăpân. Aș mai putea să zic încă două lucruri care mereu le auzim în rândul primarilor și încercăm să fim cât mai eficienți. Partea cu când vine vorba de dezinsecție, când vine vorba de insecte, de țânțarima, și mai este iarăși un aspect când vine vorba de eradicarea ambroziei, care așa mereu este, da, este o problemă este prin toate comunitățile. Să știți că ne luptăm să fie lucrurile cât mai puține cu probleme în zonele în care avem ambrozie și sperăm de la an la an ca lucrurile să fie cât mai bine. Mergem mai departe, domnule primar, să arătăm comunității ce mai faceți aici în această comunitate mare și în creștere. Putem să zicem că este în creștere, că mulți de la oraș se mută în comune, preferă aerul mai curat și liniștea. Așa este. Am mers mai departe în aventura Comunei Gearmăta. Suntem exact, citesc cum scrie pe acest panou, centrul de colectare selectivă deșeuri prin aport voluntar în Comuna Gearmăta, județul Timiș. Beneficiar Comuna Gearmăta. Ca să aud de la domnul primar Claudiu Mihălceanu că astăzi este chiar prima zi de începere a lucrărilor. PNRR finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
frumos spus, să vedem, să fie și frumos construit. Domnule primar, văd oamenii în acțiune aici, în spatele nostru, aici o să fie un centru de colectare deșeuri, adică înseamnă că o să fie o clădire. Nu va fi groapă, nu va fi o clădire unde se va, se va selecta deșeurile. Așa este, va fi o platformă betonată în care vor fi boxe pentru diverse deșeuri care rezultă de la oameni, mai puțin cele de, care sunt deșeurile vegetale, pentru că ele vor fi date către Aquatim. Aici locuitorii noștri din Geamăta și Cerneteaz sau cei care au proprietăți pe Geamăta și Cerneteaz vor veni în mod gratuit să-și aducă deșeurile aici, vor fi în permanență aici activitate, în așa fel încât să le oferim locuitorilor din Geamăta și Cerneteaz o alternativă când vine vorba de deșeuri. Ne bucură faptul că se pare că e o zi de vineri foarte bună pentru noi la Geamăta, pentru că se lucrează în multe obiective. Poate mai bine aici, decât luni. Da, mai bine decât luni. Aici chiar este prima zi când a început această lucrare. Termenul de finalizare este 30 septembrie 2024, cum ziceam și adinaur, probabil la finalul toamnei o să ne bucurăm de centru de permanență, centru de colectare selectivă cu aport voluntar la noi în comună și va fi un proiect foarte util pentru locuitorii noștri, pentru că oferim o alternativă la tot ce înseamnă alte resturi din deșeuri, mai puțin cele care sunt din deșeuri vegetale, care cumva are timpul oferă acest serviciu. Creșterea demografică într-o localitate, cum suntem astăzi la Geamăta, creează și probleme și bătaie de cap autorităților. Uitați că se face ceva, sau cel puțin se încearcă să se facă ceva. Acum partea de această clădire, termenul de obicei poate să zică unii, pus termenul, dar sigur nu se respectă. Asta nu știu cum este, o să-l întrebăm pe domn primar, că acum poate mai sunt și o gură rea să zic, domn primar, dar credeți că se respectă acest termen? În 30? General, dacă e să vorbesc pe tot mandatul meu de primar, mereu am avut probleme la graficul de lucru, foarte puține proiecte, să spun așa, au mers spre normalitate. Cred că am ajuns ca administrații locale să ne luptăm foarte mult cu normalitatea. Cumva percepția lor este că lucrurile trebuie să meargă într-un trend normal, cum îl anticipăm, cum îl previzionăm. Dar, din păcate, în momentul în care ajungem pe teren, mereu sunt probleme și cred că o problemă foarte, foarte mare care se va vede deja în România este partea de resursă umană, unde cam peste tot deja există această problemă și nu mai există muncitori. Acest proiect, vă spun sincer, că se va finaliza în perioada aproximativă, pentru că nu este un proiect complex. Acele construcții de care a spus va fi de fapt o structură metalică, va fi o hală de depozitare, iar tot ce înseamnă platforma betonată, sunt convins că în câteva luni va fi turnată, va fi frumos cu un perimetru îngrădit cu un gard, va veni și o zonă verde, în așa fel încât să fie delimitată această investiție de tot ce înseamnă celelalte investiții în cartierul nostru. Chiar ieri, ca să fac așa o paranteză, lângă acest proiect am avut trei terenuri de investiții, le-am avut la licitație, două au fost de 1500 de metri pătrați, una de 2000 de metri pătrați, exact în zona aceasta, și ne bucură faptul că la licitație s-au dat de 20 de ori, chiar de 30 de ori prețul mai mare decât cel care l-am avut la pornire și sunt convins că în următorii 2-3 ani nu numai centrul de colectare selectivă cu aport voluntar va fi aici construit, vor fi și alte investiții care vor aduce plus comunității noastre, va aduce bani la bugetul local și faptul că ne aduc bani la bugetul local o să putem să ne luptăm cu alte proiecte din bugetul local să creștem calitatea vieții oamenilor. Aici ar fi cele trei parcele de care am vorbit, mai avem aici în zonă încă 2 hectare de teren intravilan care să-l dăm investitorilor. Asta unde? În spate aici? Pe viitor, exact, da, în partea aceasta. Iar cel mai important proiect și de suflet, care vreau să-l menționez, care o să fie de departe pentru mine numărul 1 ca prioritate în mandatul următor, este puzul industrial, puz care este aproape la finalizare, vorbim de faptul că este la Ministerul Agriculturii, mai este o etapă ca să ajungă în cadrul Consiliului Local spre aprobare.
și aș vrea să spun aici câteva lucruri pe scurt. Ce ar însemna acest lucru? Să vă gândiți că noi, Comuna Geamăta, vă pun la dispoziție 100 de hectare, deci nu 10, 100 de hectare. 100 de hectare. 100 de hectare chiar la intrarea, înainte de a intra în Geamăta, înainte de calea ferată pe partea dreaptă, avem un sens giratoriu nou creat acolo, în partea dreaptă, acolo va fi intrarea în acest puz industrial. Vedem că sunt multe firme care deja pun întrebări despre când va fi finalizat acest puz. Ce pot să vă spun, că interesul este foarte mare. Asta despre partea economică, da? Da, interesul este foarte mare. Vom avea cu siguranță câteva mii de locuri de muncă și vorbesc la modul cel mai sus, câteva mii de locuri de muncă în plus pe raza comunei noastre și evident estimăm că bugetul comunei noastre se va dubla după ce vor fi făcute aceste investiții. Ne bucură acest lucru și cu siguranță avem nevoie să creștem bugetul comunei, pentru că tot ce înseamnă fonduri europene, după cum știm, din 2027 nu o să mai fie la dispoziția țării noastre și atunci e foarte important să avem grijă cum ne creștem bugetul comunei ca să putem, prin banii pe care o să avem la bugetul local, să ridicăm calitatea vieții oamenilor din comunitatea noastră. Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, cel puțin eu mă bucur pentru oamenii care stau aici în zonă și pentru mine Comuna Geamăta este o comună care a fost, să zic, prima deplasare a mea, prima plecare de acasă de când eram eu copil. Comuna Geamăta și întotdeauna când trec pe aici este așa un sentiment de nostalgie care mă bucur că încă există și că această comună se dezvoltă și ce mă bucură pe mine este că avem o persoană care este și sportiv și înțelege comunitatea sportivă, că și acolo este durerea mea la comunitatea sportivă, care avem multă nevoie să se dezvolte și comunitatea sportivă, dar ne bucurăm în același timp că vedem aceste lucruri pentru nevoile cetățenilor care sunt într-o desfășurare și într-o continuă evoluție. Pentru că românii s-au cam săturat de involuție și de proiecte care sunt doar pe hârtie și fără să fie realizate. Vedem aceste mașini, se lucrează, uite, cade și pământul, acum îl duce acolo, îl răstoarnă, unde vedem această movilă de pământ. Repet, n-am vorbit cu firma de construcții, n-am vorbit cu primarul să le aducă în teren ca să vedeți aceste mai mult. Este aceste și prima lucruri. Zi când a început lucrările. Chiar prima pentru zi mine chiar mă bucură. E în premieră la voi anunțul că a început activitatea la acest proiect. De ce nu? Că am văzut că ai făcut afirmația că trăiești așa un pic cu nostalgie. Așa poate este. Te vei muta la Geamăta, că niciodată nu este prea târziu. Și aș vrea să vă duc la baza sportivă, să povestim un pic cu mândrie, să spun așa, pentru că în mandatul meu de primar am creat Clubul Sportiv Comunal și am ajuns în prezent să avem aproape 400-450 de copii care activează la toate secțiile de sport din comunitate, din cadrul clubului sportiv. Mă bucur acest lucru să aud. De ce spun acest lucru? Pentru că acum fac doar o scurtă paranteză și mergem mai departe să vă prezentăm partea finală a acestui interviu, acestei emisiuni. Este că mulți primari care sunt obosiți de atâta mandate, de 4, 5, de 6 mandate, când merge un om cu câte o problemă la el, mai că nu-l scoate afară din birou, dar de asta cumva este și această încurajare, nu că nu facem astăzi campanie electorală, doar că trebuie să ne gândim puțin când votăm un primar, să vedem ce viziune are. Gândiți-vă ce vă promite și ce poate să respecte. Oamenii care au fost aruncați afară din birouri pe la primarii care sunt deja mai obosiți, nu vreau acum să-i jignesc, ar trebui să se cam termine cu acest lucru în Timiș, să zicem, să nu începem cu cei în țară. Am venit la partea finală acestui interviu, acestei emisiuni, alături de primarul comunei Geamăta, Claudiu Mihălceanu. Nu-i neglijăm și pe cei din Cernăteazcă, îi amintim și pe cei din Cernăteazcă și acolo sunt proiecte, poate într-o ediție viitoare vom filma chiar și la Cernăteaz și acolo sunt proiecte în desfășurare, în derulare, chiar și finalizate. Mai multe despre ce se va întâmpla în această comunitate, Geamăta Cernăteaz. Claudiu Mihălceanu va fi responsabil cu proiectele, cu
ce a promis, cu ce va face. Acum voi trebuie să-l mai trageți de mânecă, nu că n-ar ști ce trebuie să facă. Dar încheiem această emisiune într-o zonă poate dragă, nouă, și dânsul este un iubitor de sport. N-a apucat el să facă așa de multe pentru sport, poate câte dorește, că a avut mai multe pentru problemele comunității care stat și locuiți aici în această comunitate, dar pentru cea sportivă încă mai are de spus și cred că mai are de făcut. Dar suntem chiar în gura porții aici, nu că acum nu știu exact dacă a jucat atacant sau ce post, știu că erai parcă mijlocaș, nu? Mijlocaș dreapta, fundaș dreapta, pe acolo, dreapta, pe bandă, dar pe bandă. Întotdeauna gura porții și plasa... Făceam cadou la colegii mei să dea gol, mă. E o plăcere, e o plăcere să o simți. Chiar de asta suntem chiar aici, în această poartă. Cum vedeți acest teren? Suntem chiar pe terenul de antrenament, stadionul numărul 2, care încă mai este de făcut aici. O să ne vorbească Claudiu ce planuri are cu acest stadion. Au fost ceva discuții legate de actul de proprietate al acestui stadion, nu a fost al primăriei și atunci nu se putea face foarte multe lucruri cum își doreau cei activi în sport să facă primarul. Primarul n-a putut să facă aceste lucruri, poate acum, în viitor, poate să facă mai multe lucruri, că a intrat în posesia acestui stadion. Da, așa este, nu în totalitate era în proprietatea acelei asociații a urbaniștilor, care nu mai există de prin 1900 toamna, cum mă exprim eu, dar era atât de încurcată încât partea dintr-un colț a terenului de fotbal era în proprietatea dânșilor și a trebuit să dăm în instanțe, a trebuit să rezolvăm această problemă în așa fel încât, practic, cu gândurile de anul acesta, în viitor, să facem un proiect care să ne aducă multă, să zic, mândrie, pentru că dacă partea de resursă umană, partea în care avem deja 450 de copii care se bucură de activitățile sportive de la clubul sportiv, o avem, trebuie să ridicăm și infrastructura, pentru că așa este frumos. Avem două săli de sport, avem două terenuri de fotbal, cel din spate care este cel oficial, iar cel pe care stăm este cel de antrenamente, dar gândurile mele pe viitor este să ridicăm, să spunem așa, nivelul și să facem aici un proiect serios, un proiect complex, prin care toți participanții care sunt la Clubul Sportiv Comunal să se bucure de un nou teren de fotbal, de ce nu un teren sintetic, în așa fel încât, în funcție de cum este vremea, să nu mai avem probleme și să avem activități și dacă este ploaie și dacă este vreme frumoasă pe un teren sintetic nou. Gândurile sunt, să spun așa, mărețe, dar în același timp și realiste, pentru că mi-am luat, să zic așa, toate datele și nu o să treacă prea mult timp să avem proiectul finalizat, dar provocarea cea mare va fi partea financiară. Probabil că în primă fază vom ataca acest proiect, dacă pot să spun așa, în termeni fotbalistici, așa este. CNI-ul, în care știm că Compania Națională de Investiții, spre bucuria noastră, au astfel de proiecte. Am văzut proiecte în țară a unor colegi de-ai mei primari, am văzut proiecte model tip pe care le are CNI-ul, am văzut un proiect extraordinar a doamnei primar de la Cumpăna din județul Constanța, un proiect care a fost finanțat pe CNI, un proiect al dânsei făcut după ideile lor, și faptul că se întâmplă astfel de lucruri în țară mă încurajează și pe mine și sunt convins că continuarea mea în mandatul următor va fi o provocare să facem și din această zonă un complex frumos sportiv. Da, acum legea pe noi ca televiziune ne obligă să fie acest material știre electorală. Nu am vrut să fie neapărat o știre electorală, dar aveți grijă ce votați în 9 iunie, dacă tot este o știre electorală, să profităm de această promovare electorală pe care ne obligă CNA-ul să o avem scrisă în acest interviu. După 9 iunie nu ne mai obligă, dar, cum spun cetățenilor din Gearmata, respectiv Cernăteaz, în 9 iunie să mergeți la vot și
să alegeți varianta cea mai bună. Partea cu stadionul, mi-aduc aminte în 2000-2001, cum am zis că am fost aici în comuna Giarmata, nu era nimic din ce vedeți aici de ce ne înconjoară, nu erau aceste case, nu era acest drum, poate era un drum de pământ sau ce era, erau poate mai mulți copaci, cum a spus domn primar Claudiu, dar cert este că s-au schimbat multe. Cât și la această echipă, la Giarmata întotdeauna aveai meciuri grele, a fost Liga 3, Liga 4, tot Liga 3, Liga 4, au schimbat aceste două ligi, cum au reușit ei mai bine. Să știi că aici vreau să un pic poate să te corectez, da, am avut 10 ani consecutiv în Liga 3, în care din cei 10 ani 9 am activat în clubul sportiv și acum să zic suntem într-un nu neapărat regres, din ultim 2019 spre 2020 am intrat în Liga 4. Am ținut foarte mult să ne bazăm pe sportul pentru toți și sportul în masă, pentru că am prins, din păcate, poate cele mai grele perioade pe care le-a avut omenia în această perioadă cu pandemia, în care am stat toți oamenii în case și în momentul în care stăteam în casă închiși, mă gândeam ce trebuie să fac cumva să putem să scoatem copiii la sport, la mișcare. Pentru că se știe foarte bine, se făcea școală online, numai școală online nu se făcea, copiii aveau foarte mult de suferit. Iar atunci am zis ok, cel mai important lucru este să avem cât mai mult ramuri de sport în clubul sportiv, să atragem copii de toate categoriile, atât băieți cât și fete, să vină la sport la noi, la Giarmata. Sportul se face în mod gratuit, nu percepem nicio taxă la nicio secție de sport și ne bucură, cum am mai spus, că avem aproape 400-450 de copii care vin, activează, vin la noi în clubul sportiv. Avem secția de fotbal, secția de handbal, secția de tenis de masă, avem secția de karate, avem dansurile sportive, avem secție de go și nu ne oprim aici. Probabil o să ne gândim într-un viitor apropiat să mai deschidem câteva secții. Acum legate de sportul în masă și sportul în care de echipă, aici deja lucrurile sunt destul de provocatoare pentru noi, pentru că avem două săli de sport, una lângă terenul de fotbal, una este în școala nouă. Vreau să spun că activitățile încep în jurul orei 16 în fiecare zi și se termină în jurul orei 21 în amândouă săli de sport, pentru că se ține acolo tot ce înseamnă antrenamentele clubului sportiv. De aceea, nu numai faptul că îmi doresc un complex sportiv, mă gândesc și la o nouă sală de sport. De ce nu o sală de sport care să fie omologată să țină competiții sportive? Pentru că noi avem grupe de handbal în care fetele noastre ne cinstesc peste tot în țară. Numai ieri a jucat cu Zalău aici la noi, pleacă din nou la Baia Mare. Zalău fiind o echipă foarte bună. Da, în lumea handbalului știm foarte bine că sunt de tradiție, cum este și CSM București, cum este Vâlcea, Zalău, Bistrița, echipe care pun preț pe grupelor lor de copii și ne mândrește faptul că noi, Giarmata, mereu aici în vestul țării câștigăm partea aceasta și jucăm fazele pe țară cu aceste echipe și de ce nu suntem obligați ca administrații locale să venim cu infrastructură cât mai performantă, pentru că pentru mine și sunt convins și pentru comunitate ar fi un rezultat excelent ca peste ani de zile să știm că copiii de-ai noștri care au făcut primii pași în sport, în clubul sportiv al nostru, să-i vedem că sunt modele de succes în sportul la nivel național, în sportul românesc. Chiar și acum clubul sportiv al nostru a trecut prin clubul sportiv al nostru jucători care acum joacă în Liga 1 și la nivel înalt. Aș vrea să-l felicit pe această cale pe Dorin Codrea, care este un prieten de-al meu de aici, am jucat și împreună la Giarmata și uite că a ajuns în sfârșit să joace în Liga 1, să îi doresc multă sănătate, sunt convins că dacă are sănătate va avea mult succes, pentru că este un copil serios și performant și în același timp eu chiar îl văd, de ce nu în câțiva ani să fie chiar la Națională României. Ne bucură faptul că și Sorescu a fost pe aici și acum este un jucător care activează în Liga din Turcia și sper să-l văd. Campionat european. Blănaru, care mai mereu s-a reinventat la noi, care a cochetat mereu prin
prin Liga 1 și Dumitru, care și el joacă Liga 1, care era mic, îl țin minte, mic, nedisciplinat la vremea respectivă, foarte talentat. Iată patru nume care au trecut pe la noi și deja fac performanțe și câștigă, să spun așa, pâinea din sport și au fost colegi cu mine în clubul sportiv și de aceea avem obligația să ne păstrăm sau să ne respectăm tradiția și într-un viitor apropiat, de ce nu, să facem saltul din nou Liga 3 și să avem și o infrastructură cu care să ne mândim. Nu că nu avem o infrastructură bună acum, dar eu sunt un om performer și îmi place mereu să tind mai sus, și să-mi pun tot timpul, să spun așa, visele, că nu mi-e rușine să spun așa, să-mi pun visele în plan, visurile în plan, pentru că dacă nu visezi, n-ai cum să ai speranțe. Da, foarte frumos ai spus acest lucru și te felicit pentru tot ceea ce faci aici în comuna Giarmata Căcin Cernăteaz și îți urez multă baftă și să mergi către drumul pe care tu ți l-ai gândit și să faci treabă și în sport. Am văzut acum partea de infrastructură și partea de comunitate în Giarmata. Este una îmbucurătoare, este una de viziune care până la urmă este spre binele locuitorilor, că toate aceste lucruri se fac nu spre binele primarului sau spre binele meu sau spre binele altui persoane, se fac spre binele comunității. Asta trebuie să înțeleagă toți cei care vorbesc sau mai au unele comentarii de făcut, pentru că primarul care este în funcție trebuie să facă pentru binele comunității. Aș vrea să te rog acum pe final câteva fraze să te adresez comunității tale din Giarmata și Cernăteaz, să le spui o frază de încheiere. Păi aș putea să le transmit înainte de toate ca ei să vină toți în număr cât mai mare nouă la vot, dacă își doresc în continuare continuitate, echilibru și perspectivă în dezvoltarea comunității. În mine, ca primar, își pot pune aceste baze. Întotdeauna am fost omul care n-am vrut să vorbesc prea multe, să promit prea multe și să fiu realist. De aceea, în această perioadă, o să mă vedeți din nou, să stau la discuții cu dumneavoastră, la fel de sincer cum a fost și în 2020, să vă vin în fața dumneavoastră cu raportul a tot ceea ce am făcut și tot ceea ce îmi doresc în continuare. Și cred că în 9 iunie vom continua împreună la Giarmata și o să ne mândim în continuare de tot ceea ce putem să realizăm împreună. Vă mulțumesc și sunt tot același om pe care îl cunoaște, sincer și cu aprecieri. Da, mulțumesc frumos, domnule primar Claudiu Mihălceanu. Rămâneți pe televiziunea nouă și urmăriți-ne îndeaproape, că aveți ce să vedeți. Sunt 12 emisiuni deja săptămânale și vă așteaptă alte idei de ale mele, de ale altor colegi de-ai mei, care vă vor îmbucura și vă vor atrage către comunitatea noastră TV. Numai bine! Sănătate, numai bine!